Doamne ajută, am ajuns la mănăstirea Izvorului Miron, așa se numește aici, această mănăstire. Este prima dată când vin aici, așa că va trebui să luăm unele informații despre această mănăstire. Suntem exact la intrare. Bine ați venit în țara Făgetului. Vă aflați la poalele munților Poiana Ruscă, aproape de izvoarele Begăi și de cele mai frumoase locuri naturale din județul Timiș. Una dintre cele mai importante bogății ale locului o reprezintă oamenii cu obiceiurile, tradițiile și cultura lor. Vă invităm ca în plimbările la Cascada Șopot sau Bisericile de Lemn, în drum pe Transluncani sau Vârful Padeș, să vă opriți la porțile sătenilor, dincolo de care veți găsi nu doar ospitalitate, ci și roadele muncilor, indiferent că este vorba de miere, brânză, pâine de casă, fructe, legume sau renumită răchie de pietroasa. Călătoriți în Timiș. Da, interesant. Ce putem descoperi în zonă? Cascada Șopot, cripta și povestea Măresei, pietrele Cohului, peștera albastră, biserica de lemn Pietroasa, biserica de lemn Poieni, biserica de lemn Crivina, mănăstirea Izvorului Miron, voronețul Banatului, se spune, peștera Românești, șoseaua Transluncani, vârful Padeș. Da, și aici avem o listă cu producători locali. Dacă vrei să-ți cumperi ceva natural, uite, suni oamenii, frate, și ți-aduce. De exemplu, ce vinde Lili? Ia să vedem. Nu vinde nimic, doar te cazează la cabană de lemn, dar, uite, îți dă pâine în țest. Ciobănița Mirela Hobean. Ce putea să-ți dea, dacă e ciobăniță, nu? Decât brânză de oaie. Mărioara îți oferă brânză de capră și vacă, dulcețuri de casă, plăcinte bănățene. Uite, Violeta îți oferă și răchie, ai numărul de telefon dacă ești consumator. Dorinel, cartof, lapte, brânză și așa mai departe. Ioan Simoc, cartofi, miere de albine. Ceva foarte frumos și foarte interesant, nu? Vrei să mănânci ceva natural, suni pe oamenii aceștia și îți oferă ceea ce îți dorești. Păstră în zonă. Uite, are și păstră aici. Na. Foarte frumos. Și am intrat ușor pe poartă. Văd că e un drum foarte lung. Din câte am văzut, oamenii intră cu mașinile pe aici. Da, na, totuși. Nu-mi permit, fiind nou în zonă, știi? Nu știu despre ce este vorba. Las, că mergem un pic pe jos, că nu-i problemă. Mersul pe jos face piciorul frumos. Asta e denumirea, nu? Asta e vorba. Se aud cântările de la mănăstire. Slujba. Da, trecem și acest pod. Gârlu, uai! Hai la gârlu, uai! Hai să facem o baie la gârlu, uai! Bă, aici vor fi păstrăvi, că dacă tot scrie pe undeva, pe acolo, pe anunțuri, păstrăvărie, cam peste tot scrie păstrăvărie, știi? Vor fi păstrăvi. Aici e mai fain că mai răcoare de la apa asta. Uite ce scrie aici. Păstrăvăria Balta Caldă Românești. Vindem păstră. Foarte bine, spor la treabă. Ce aici frace? Ce aici frace? Am zis, deja am vorbit deja am vorbit ca bănățenii. Uite, mă, nuferi din aia, nu?
Foarte fain. E, ce păcat că nu sunt înfloriți. Una dintre florile mele preferate este nufărul. Da, na. Nu prea sunt ei înfloriți, dar e foarte fain. M-aș fi bucurat să fi fost înfloriți, știi? Sunt așa, oarecum, boboci. Uite, mai sunt și... Uite, de exemplu acesta. Da. Au venit și albinele. Gata, nu vă deranjez. Fain aici. Nu feri. E oarecum miroase un nufăr de ăsta, dar nu pot să bag nasul acolo, că... A, uite mă, sunt pești aici. Stai așa că am văzut acolo, nu știu dacă se vede. Sunt pești. Ia să vedem dacă prindem ceva, dacă se vede ceva, nu știu sigur. Uite. Peștișori. Bine. Mergem mai departe. Foarte frumos amenajat în acest loc. Hai. Ce e ce-s pești? Tocmai ce-a sărit una, da? Mai... Fain. Făcut foarte fain. Locul acesta. Băi, chiar fain am mănăstire aici. Amenajat extraordinar. Vreau să găsesc un izvor, frate, cu apă rece, să beau apă, că mor de sete. Apa mea, mai că a început să fiarbă în mașină acolo, e foarte cald. Nu aruncați bani în apă. Știi, vreau să beau apă. Dar ce-s cu candile astea? De unde beau apă? Nu aruncați bani în apă, dar vreau să beau, nu să arunc. Aici e apă, dar nu știu. Stai mă puțin, că izvorul lui Miron, mai spune. Mamă, ce frumos arată aici, e extraordinar. Uite și pești. Cât de frumos arată aici. Se și aude fain. Super. Aici sunt pești mai mari, păstrăvi, din aia mari. Băi, dacă aveam undiță, veneam aici la... Doamne iartă, mă glumesc. Păi, dar vreau să beau apă. Acolo scrie să nu aruncați bani în apă. Probabil ar fi fost oameni care au avut intenția să preia moda aia de pe la italieni, știți? Aruncă-i monede în apă să îi se îndeplinească nu știu ce dorințe. La noi, în ortodoxie, nu este cu dorințe. Este cu credință în Dumnezeu și cu rugăciune. Dacă nu, asta e, sănătate. Băi, dar mie mi-e sete. Asta e treaba. Deci, cum e să-ți fie sete și să vezi dita mai fântâna, știi, înainte ochilor tăi? Parcă sunt în deșert și văd o oază din aia, știi, care, de fapt, e doar o halucinație. Dar uite că acum nu e halucinație. Chiar este apă, frate, cum fac să beau apă? Asta e întrebare. Mă mai abțin atunci. Uite, mai găsim și cânile astea aici, adică după ce că mi-e sete, mă să... Uite, aici avem ceva frumos. Foarte frumos. Icoana Maicii Domnului. Băi, e extraordinar locul acesta. Serios. Deci, este minunat aici. Dacă locuiți prin zona, uite și pești pe aici. Dacă locuiți prin zona, veniți, frate, și vizitați și mănăstirea aceasta, izvorul lui Miron. Foarte frumos e amenajat aici. Acum nu știu cine avea grijă, că e un loc foarte mare, da? Să-i binecuvânteze Dumnezeu pe locuitorii acestei mănăstiri. Dai seama câtă grijă trebuie să aibă. Uite și acolo ce pește mare. Ia să vedem dacă prindem. Foarte frumos.
Și aici la fel. Nu feri. Văd o mare peștele ăsta. Prietene, ce faci? Uite și unul roșu. Acolo pe jos. Foarte fain. Hai să mergem aici. Maica Sfântă. Icoană superbă. O, Maica Domnului, părăteasa cerului și a pământului. Maica Domnului Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Da. Continuăm. Se aude acolo la boxă sau goarna asta ce e sus pe stâlp. Se aude slujba din biserică. Deci, un loc unde poți să te relaxezi. Băi, dar e extraordinar aici. Un loc minunat, frate, serios. Acum nu mă așteptam. Am văzut doar poarta, știi? Și, bă, frate, că n-am văzut după aia. Stai-mă puțin, că e superb aici. Deci aici avem o biserică de lemn. Foarte frumos. Da. Avem o icoană acolo cu Sfântul Proroc Ilie. Avem aici o căsuță de beberiță, cred. O fi cineva acasă. Da. Fain. Sunt trei biserici aici. Nici nu știu în care se ține slujba. Cred că aici. Și avem una, două, trei, că mai e una acolo. Stai că aici, în spatele bisericii, n-am nimerit-o. Cred că acolo sunt și chilii, ceva. Dacă e mănăstire. Un loc absolut superb. Acum este fix în timpul Sfintei Liturghii, deci... Nu știu dacă găsim pe cineva să ne spună două cuvinte, asta e ideea. Mă întrebam de ce oare îi spune Boronețul de Banat. Uite, probabil de la aceste culori ale icoanelor, un albastru mai deosebit. Că de fapt este vorba despre culoarea albastru. Se spune albastru de Boroneț. O mănăstire în construcții. Este în construcție mănăstirea și e acoperit cu ciolopanul ăsta. Da, uite și noi la ce putem. Deci i-am prins atunci când slujeau Sfânta Liturghie și bănuiesc că toți locuitorii acestei mănăstiri sunt, sau de fapt participă la slujbă. Nu cred că găsim pe cineva să
stea de vorbă cu noi un pic. Din câte am observat, sunt măicuțe și aici. Nu știu cum, nimeresc eu numai mănăstiri de maici, știi? Asta e. În partea cealaltă este un cimitir al mănăstirii, nu filmăm acolo, că na, nu e frumos. Facem altceva. Da. Preoții împreună cu măicuțele sunt la priveghere și nu cred că o să reușesc să vorbesc cu un părinte sau o măicuță să ne spună istoricul acestei mănăstiri. Nu e nicio problemă, că revenim data viitoare. Măcar mă bucur că am descoperit și această sfântă mănăstire. O promovăm și pe aceasta, cum putem noi, fiecare după putință. Bă, frate, eu cred că sunt păcală, știți? Am întrebat-o maică, că vă dați seama, chiar muream de sete. Maică, de unde beau și eu apă, că mi-e sete, știi? Păi, bezi din bazin, zici. Din bazin? Da. Hai mă să bem din bazin. Zice, bezi din bazin, că e apă sfințită, știi? Ok. Poate beau un pește de ăsta. Am luat o cană, frate. Băi, asta e cană chiar că de păcală pentru mine, expre. Hai să bem apă. Apă sfințită. Ia să vedem. Mamă, dacă beau o cană din asta de apă, nu o să mai însetez toată viața, cred că, nu? Frate, am băut aproape o cană de apă din asta cu pești. Am băut aproape o cană de apă. Uite, bă, are și ceva pe margine, sper că nu-s mormoloci, dar nu contează, frate, este apă sfințită și pe asta contează. Da, e apă de băut, apă potabilă, de la izvor, știți? Bine că am întrebat-o pe măicuță, că altfel plecam de aici, însetat am venit, însetat plecam, știi? Da. Mai bem. Deci, frate, o cană din asta mare am băut. Apă sfințită. Mulțumesc Dumnezeu că am băut apă, că muream de sete. Dar arată fantastic locul acesta, minunat. Deci gata, am întrebat-o și pe acea măicuță. Referitor la mănăstire, mi-a spus că este ctitoria lui Miron Cristea și
No, evident, acum nu puteam să discut pentru că este vecernie și este și priveghere și mă dau seama dacă aștept, mă prinde noaptea pentru că sunt și departe de casă, până ajung acasă, oho. Așa că mi-a spus să revin în oricare zi doresc și cu ajutorul lui Dumnezeu ne va vorbi despre absolut tot ceea ce este în această sfântă mănăstire.